Luni nu se învață! Luni, luni, fără școală! Ne-am apucat de construit? Ce ziceți? Stați până la capăt și veți vedea! Hei, salut! Deși ați văzut un alt episod în care noi alegeam electrocasnice pentru casă, astăzi chiar vom alege! Și tot din Cora și tot cu 25% de reducere, numai că am schimbat modelul. Veți vedea despre ce e vorba. Imediat! Este? Asta este frigiderul, de fapt combina pe care ne dormim. Ia priviți. Wow. Cam așa e. Noi am ales să facem bucătăria în stil retro, vintage așa. Și toate piesele de mobilier de la noi sunt creme. Așa că am acest vorbit. Frigider ne cam dă peste cap. Culoarea ne dă peste cap. E frumoasă, dar nu se potrivește bucătăriei noastre și am vorbit cu cineva și ne-l va înfolia. Crem. Va fi crem, la fel ca și cuptorul, plita, hota și așa mai departe. Hai să căutăm un pic o plită, un cuptor, să vă arătăm cum e cremul. Și să ne spuneți dacă și vouă vă place culoarea asta și dacă e bună ideea asta cu retro, vintage, așa, old style. Uite, exact așa, cu bară din asta, va fi hota. Hota este de la Studio Casa. Aha. Și asta e culoarea. Tot l-am ales să fie beco, ia să vedem, iau pe aici. Eu nu-l văd. Plita Whirlpool cu 5 ochiuri, dar asta e culoarea. Da, cremul și ăsta. Și mobila, uite, crem. Da. Mobila va fi bine, nu așa, va fi un MDF de calitate. Abia aștept să o vedem și noi și voi. Ei, și v-am spus de ce am ales Cora, pentru că priviți, avem 25% reducere la orice produs. Prin cardul Cora, bineînțeles. A little later. Îmi pare rău că nu vedeți fața din cauza măștii, e așa căzută. Ghiciți ce? Nu mai e pe stoc. E vândut chiar și ăsta lovit. Nu înțeleg, dimineața erau, trebuia să-l rezervăm. Nu ne-am gândit că exact din toate frigiderele tamonul nostru se va vinde. Corect. Asta e, căutăm în altă parte. A few moments later. Și surpriză! Și ghiciți ce sunt astea? Astea sunt dovezile că am plătit frigiderul până la urmă. Acela care era expus era încă pe stoc. Chiar dacă are o mică lovitură, vedem noi cum o rezolvăm. Oricum v-am spus că vrem să-l înfoliem, deci nu o să mai conteze lovitura aia, o să fie mascată. Hai să-l luăm acum. Și deși se asigură transportul, preferăm să-l luăm în regim propriu ca să nu dureze 10 zile. Se înfoliază. Și-a plecat frigiderul. Cu greu l-am urcat în mașină. Uite-l. Cu bărbați și cu mine, eu am fost forța aici, da? Să se înțeleagă. Așa, am făcut și așa. Hai, ne vedem la casă. Hai. Ia să vedem, namila de frigider. Intră. Ușor, gata, n-ați... Aici, în bucătărie. Ușor, la mâine, cum veniam acum. Tati, fuge să dea ciubucul! Mulțumim! Acum se fac planurile pentru căsuța cea nouă. Pentru magazia din le. Cu ustensila asta se măsoară nivelul. Măsurăm nivelul pentru că acolo vom turna o placă de beton unde vom monta căsuța. V-am spus noi că am fi vrut să punem dale din acestea, dar producătorul ne-a spus că e mai bine o placă de beton sub care să punem o folie, astfel încât să nu existe infiltrații și durata de viață a cabanei noastre să fie mai mare. Nivelul. O inginerie, întreagă inginerie acolo. Ia să vedem ce se vede. Cât? 173, nu? 173, nu cred, ce mișto! Pune aici camera. Tara! Da, a mers. Și tati, iar tunde gazonul. Cred că v-ați săturat de el tunzând gazonul. Eu m-am săturat de el tunzând gazonul. L-a și pornit. Priviți ce am scos din combina frigorifică. Sistemul acesta de gheață, ia uitați-vă ce lame puternice are. Acestea probabil sfară-mă gheața. Asta cred că declanșează ceva de sus. Să curgă cu motor, de gheață, ceva. Da. El se învârte de aici. Să zicem ce forță îi trebuie. Da. E super. Abia aștept să-i dăm drumul. Abia aștept să vedem ce poate face. Abia aștept să citesc manualul, să nu fac prostii. L-am băgat în priză! Minunea noastră funcționează! Și hai să vă arăt!
pentru ce or să fie fetele cele mai și cele mai bucuroase. Ia primiți aici. Avem dispenser de apă, cuburi mari de gheață și cuburi mici de gheață. De unde? De aici, uite, tada! Avem și filtru, care durează 6 luni. La frigider putem seta temperatura de la 7 până la 1 grad. Dacă tot lăsăm la 3, cât era aici? Da. Avem și la congelator. Oh, putem merge mai mult. De la minus 14. 24. Brr. Avem și beculețe. Priviți ce frumoase sunt LED-uri pe fiecare parte. Nu ca dincolo unde avem un bec și el ars. Și asta este noua noastră achiziție pentru casă. Mâine veți vedea și mașina de spălat. Roaba e pe poziții. De mâine ne apucăm să turnăm fundația. Oare ce va fi? Cum va ieși? Cu toții suntem curioși. Și voi, dar mai ales noi! Ia priviți câte materiale aici pentru cofrat, pentru turnat. Avem betoniera la poartă, scânduri pentru cofrat, folie ca să nu se infiltreze apa în pardoseală și betoniera la poartă, urmată de alte scânduri. O grămadă de lemne vor fi necesare pentru construcția asta. Și stați să vedeți câte lemne vor fi necesare pentru construcția efectivă. Rămâneți cu noi, nu ratați niciun episod, ca să vedeți cum este viața noastră. Iar acum, fuguța la copii. Au stat singure aproape toată ziua. Singure. Nu singure, în ghilimele, cu bunica și dădaca. Mara, Teo! Am ajuns acasă! Am ajuns! Chiar finat? Da, pe voi! Nu ne-ați așteptat? Bă, dar dacă n-am mi-ați adus ceva, iar de la Dulcinela. În fiecare zi e sărbătoare, așa-i? Azi chiar e sărbătoare. Așa-i? Da, acoperământul Maicii Domnului. Am înțeles. Dar Teo, unde e Teo? Teo! Ia să uită la televizor. Ce faci? Bine! V-ați îmbrăcat iar doi de la Bill. Sunteți super frumoase, vă iubesc! Nu te doresc nicio jucărie. Am făcut temele. Bravo! Dar mai am ăla pentru marți la mate, nu vezi tot? Bravo, bravo. E cea mai tare, bravo. Bine-ați. Super. Pentru luni, mama? Nu, marți. Mai luni, marți. Luni nu se învață! Luni, luni, fără școală! Hai, pupici, pa, pa! Pa, pa! Mă duc să hrănesc copiii și pe mine!